prima oară. Prima fica pentru un an, cea mai tânără și mai frumoasă, a sosit aducând cu ea ziua femeie, care creează an de an bucurie în sufletele noastre, oferindu-ne prilejul de a petrece clipe minunate alături de mamele, bunicile și femeile speciale din viața noastră. Sunt multe zile scrise cu roșu calendar, dar parcă niciuna nu se poate compara cu luminosul cuvânt și enigmaticul maschie, o perioadă a speranței și a începutului vieții dăruite de mare. Cuvintele sunt prea puține pentru a exprima tot ceea ce simțim acum și întotdeauna pe mine. Astfel de momente înălțătoare, vă invităm să petreceți alături de noi, elevi și profesorii Clubului Copiilor Comănești. Vă urca pe scenă cu public sal, care au muncit din greu sub atenta coordonarea domnului profesor Nicu Garai. Thank you.
Mama,
Ea avea într-o bogăție, doi copilași frumoși cu minți, frumoși cu minți. Pe băițel îl chema Băințel, iar pe pitiță Hărnicuța. De când a rămas potrivă, sărmana femeia avea o singură dorință. Să o țină Dumnezeu viața și mai mult, dar să fie sănătoasă, să poată să-și crească cei doi copii. Trăia cu toții în lipsă și nevoi, dar o mulțumire totală. Erau sănătoși, copiii erau cu minți, ascultători și bani de de mult mamă. Iată că într-o zi cineva străin se apropie de casa femeii. Era o cucoană elegantă, cu o rochie neasumită frumoasă. Bătu la ușă, apoi intră și fără să mai stea pe gânduri, se și ia cu sava dană. Femeia plinse
ajungându-și lacrimile și roi în pahar, pentru a le da și a apuzea cleca mai departe. După o bucată de vreme, se întâlni cu un alt personaj. Ești noaptea, îți voi lumina calea, în care să-mi lumina toate cârte, cele cu care se legăna copilașul. Îmi plac mult că ne-am spus atât de zis. Noaptea a fost atât de liniștită și plăcută. Mama atunci, plângându-și mâinile, începea a cânta. Cânta și plângea. Toate cântecele și le-a cântat și unul de lacrimi a visat. În sfârșit, noaptea îi zise. Nu mai am ce mamă bună ești. Mulțumesc că m-ai cântat. Acum du-te să te înainte că mă voi ruga să ajungi cu mine. Merge ce merge. Și de puțin drumurile se încrucișară. Mama nu mai știa încotro să apuce. Sărim la o parte, după de mărăcine, fără flori și fără frunze, simțind că lasă puterile, începea să jelui. Ba da, dar nu stă pune cu trosă ei până ce nu mă veni aici cu copulii militari. Atunci, mama strânse la piept spinul și așa de tare îi strângea ca să ne încălzească, încât intra în canei. Deodată, spinul se acoperi de frunze, ba chiar și de flori, atât de mare și păcătoare de mină, inima de mamă durerată. În curând, vei da de palatul care îl caut. Mă voi ruga să rămâi cu bine pe bogăție, dar nu sunt destul cu pași cu ei. Rămâi! Abia de palatul, că simt ciocurile de râmea și scurt timp ajunse la el. La poartă, însă, o întâmpină o parte. Thank you.
the end. I know the rest. I'll put real hard to collect my debt. Take the time when I'm going, I'm going for mine. Open your ears and you will hear it. I tell you this, so let's go look it. Oh!
vedeți. Lasă taioga, e că mă pricep eu ce să fac din ce să fac eu. Deși din bătătură, ai un sac de băboabe și fără că vrei așa. Una, una mai grasă, învoiată, ca văzând față, se uita așa la mine, ca am văzut. Ei, și fac eu cu tine acum. Să vezi și fac eu cu tine acum. Cu și cum mă pe mine, mi-am luat din Galaxy, yeah. Cine știe dacă știe.
Got me comandants, how we marching. We count our wings and we come round the horses. In a little bit, I'll let you understand. But they must have come back.
artistică, cât și una competițională importantă. Făcut cunoscut publicului românesc la emisiunea România au talent, Ștefan a avut ocazia de a evolua în țară și cine și în etapă. Ca scopit, Ștefan Olteanu a obținut performanța de a fi de două ori vice-campion european la dansul irlandez. Și s-a calificat de două ori să fie la campionatul mondial de dans irlandez. Vă invităm să-l urmăriți!